Bună! Bună ziua, dragii mei! Sunt Raluca Vasile, sau doctor Ralu Devi, conform certificării în medicina Ayurveda. Vom începe începând de astăzi un modul de 21 de zile Ayurveda pentru stabilirea igienei mentale, pentru sănătate, pentru a ne ajuta echilibrul sănătății mentale, emoționale și fizice. Experiența mea vine cu un background variat din domenii creative, din neuropsihologie, din studiul comportamentelor din varii industrii și s-a conturat în zona aceasta de dezvoltare personală și medicină preventivă Ayurveda pe bază de terapii natural. Terapiile sunt dezvoltate de peste 5.000 de ani de către medici naturopați din India, unde am studiat și eu. Și vă promit că acest program va fi revoluționar, că vom deprinde un nou stil de viață care ne va revoluționa modul în care gândim, modul în care ne simțim, dar mai ales modul în care simțim. Pentru că în Europa noi am fost învățați fie să ne rezumăm la gândi totul mental, fără a trece prin filtrul emoțiilor și filtrul inimii, acelei prezențe de sine despre care vorbesc asiaticii. Pentru că totul trebuie să fie în acord cu acea prezență de sine. Și totul pornește de aici și este trecut prin filtrul mental. Orice decizie pe care o luăm strict mental este parțial adevărată, cum spun ei. Adică ne face parțial bine. Și de aici toate problemele noastre. Pentru că medicina Ayurveda privește totul holistic. Body, mind and spirit. Și totul pornește, de fapt, în ordine inversă. Trebuie să avem grijă de spiritul nostru, de spiritualitate, de cum ne simțim, pentru a avea o gândire coerentă, a ne găsi sensul, mai ales în vremurile acestea tulburi și nesigure, în care probabil mulți dintre noi ne vom reorienta, ne vom schimba viața personală, profesională, vom trece prin perioade mai stresante, mai neplăcute, în care vom trebui să luăm decizii la limită. Și atunci va trebui să știm cum să lucrăm cu corpul nostru, cu mintea noastră, cu sentimentele noastre, cum să gestionăm frica, cum să gestionăm furia, cum să devenim curajoși, cum să putem lua decizii, să nu le amânăm la momentul potrivit, pentru a ajunge acolo unde Ayurveda spune că este echilibrul, este pacea, este iubirea. Și toate acestea se obțin în etape, de aceea este nevoie de 21 de zile. Fiecare zi vom avea 15 minute de intro în care vom povesti, după care vă puteți înscrie și la sesiunea personală VIP pe care o voi anunța pe grupul Ayurveda
health, well-being, transformare personală, unde veți putea avea o sesiune privată cu mine pentru rezolvarea problemei fiecărui în parte. Fie că este o problemă de relație personală pe care trebuie să o gestionați din tot acest punct de vedere, fără a vă afecta psihicul, mentalul, fizicul și marea parte a relației cu persoana respectivă, chiar dacă va fi vorba despre o despărțire sau o repoziționare a relației. Fie că este vorba de căutarea unui nou job în care vă căutați sensul, vă căutați echilibru, căutați acel brand personal care să vă reprezinte și să vă pună în valoare. Sau fie că este vorba despre regândirea afacerii dumneavoastră pe care vreți să o puneți pe noi piloni. Experiența mea vine din zone colaborate, cum spuneam, în care timp de 15 ani de zile am lucrat cu manageri de top. Și experiența spune că atunci când vrei să pui bazele unui business solid, mai întâi trebuie să te întorci la tine, pentru că 90% din deciziile pe care le iei, din cum va arăta firma, din relația cu angajații, din mediul pe care îl vei construi, reprezintă personalitatea ta, reprezintă modul tău de a gândi lucrurile, de a le simți și de a le pune în practică. Astfel încât totul pornește de la noi. Ceea ce simțim, ceea ce gândim și ceea ce suntem prin prezența noastră de spirit, prin acel self-awareness, cum spun indienii, dă valoare sau nu, ne apropie sau ne depărtează de acel sens pe care îl căutăm în viață și ne ajută să descoperim acel sens pe care îl căutăm de fapt. Astfel încât acest program este complex, nu este un exercițiu de meditație simplu. Pornește de la setarea unui scop anume, un scop pe care fiecare îl avem și se poate personaliza și în funcție de el construim prin întrebări și clarificări succesive cu ajutorul meu, vă voi ghida în acest proces pentru a vă descoperi echilibrul. Iar în această perioadă, pentru că este o perioadă specială, se spune, o perioadă grea pentru toată lumea, în care există multă lipsă de orientare, în care mulți căutăm sensul, căutăm echilibrul, tot felul de știri care ne bombardează și de care trebuie să ne protejăm. Sunt tot felul de ritualuri care ne ajută să ne focusăm mai bine pe acțiunile noastre. Acest program va aduce forță, va aduce claritate, va aduce un sens vieții dumneavoastră în aceste vremuri de nesiguranță. Și prima etapă cu care vom lucra, începând de astăzi, este cum ajungem de la frică, de la teamă, de acel sentiment profund de disconfort, să găsim speranța. De ce? Pentru că speranța este un prim pas, o prima etapă către atingerea sensului, acel sens superior, mental, spiritual, fizic, care ne dă forță și putere să ducem lucrurile mai departe pe un sens în echilibru cu evoluția noastră. Acest termen este deosebit de important, în echilibru cu evoluția noastră, pentru că suntem într-o continuă evoluție și trebuie să răspundem diferitor provocări. Astfel încât astăzi ne vom concentra pe descoperirea speranței.
speranța ca sursă